Salutare, prieteni, și asta o cafea aici la Foișor, pentru că afară plouă, plouă mărunt, aici nu plouă că are acoperiș, e super bine. M-am spus că aici vin în momentul când plouă sau iarna când ninge frumos. Pentru că e super frumos vara, plouă că asta este, e bună și ploaia, dar asta e, prieteni, e chiar bună ploaia. Face o mișcare pe aici printre Foișor, aici la Foișor. Plouă încet, a plouat mai devreme mai tare, dar e bună și ploaia. Când era, mi-aduc aminte, când era mic, mai mă prindea ploaia pe drum, mai ne ploua, că eram tineri, era frumos, prieten, era altceva. E bună ploaia. Ia să luăm și noi o gură de cafea, prieteni. Să știți că acum e foarte bine aici la Foișor, nu te plouă, ia uitați copacul acesta cât de mare e, uitați, prieteni, cât de mare e și ce crengeau mari. Și orașul, viața orașului de zi cu zi. Frumoasă este iarba, prieteni.
prieteni, încă o dată bună dimineața aici la Foișor. E bine aici, prieteni, e super perfect. Aici vin de cât ori plouă sau iarna că ninge, prieteni, dar e super frumos, prieteni, chiar dacă plouă. Cred că o să vedem și noi soarele mai după amiază, dar e perfect. Ce frumos sunt acești brazi, iarna când vine aici și când ninge, se așterne fulgii de zăpadă minunați pe crengile brăduților, acești brăduți minunați. Am videoclipuri frumoase iarna aici, cu zăpada pe această iarbă minunată verde, super plăcută. Ce culoare frumoasă are iarba. Ia uitați cum se vede cu roa pe ea, ia uitați-vă. Da, prieteni, super plăcut, chiar dacă plouă afară, am luat umbrela cu mine, că e mai bine așa. Aici la o cafea, ca de obicei. Astăzi, prieteni, trebuia să mai vin cu un clip nou, dar nu vreau să vă supărați pe mine și să vă plictisesc, că vin cu aceleași videoclipuri mereu, dar am spus-o și cu mereu, e orașul mic și nu am unde să mă aduc, să vă aduc videoclipuri cu imagini noi. Dar dacă nu ploua astăzi, poate că mai aduceam ceva mai nou, mai mă duceam și prin alte zone, dar plouă. Asta e, prieteni. Chiar nu îmi doresc să plictisesc pe nimeni, dar să nu vă plictisez aceleași clipuri mereu cu Parcul Mitropoliei, Parcul Mondial, cum îi spuneam noi, tineretul de altă dată. Noi, tineretul din 1980. Din 1980, prieteni. Păi eu în 1985 aveam 15 ani, prieteni. Și la 15 ani, vreau să vă spun sincer că ieșeam prin oraș, mă plimbam, mă duceam și mă plimbam cu centru vechi. Mă duceam la filme. În momentul când v-am povestit clipul ăla cu restaurantele, atunci mă duceam sâmbătă, duminica, cu familie, cu maică mea, cu taică mea, cu alți vecini. Că noi sâmbătă și duminica mai ieșeam pe la restaurant, că mai ieșea lumea pe la restaurant, mai bea o bere, te mai plimbai și eu de-abia așa să ies în oraș singur cu prieteni, pe la 16-17 ani, am din 86-87, în 87, în 88, deja era mare, erau alte vremuri atunci, prieteni, și când erai mai mare un pic, puteai să ieși la un restaurant la 19 ani, că aveai 18 ani, puteai să ieși, că n-aveai voie să te duci ca minor în restaurant sau în bar, nu aveai voie. Și
tot așa v-am spus cu prietenii când ziceam, lucram la Ionania aceea, dacă vreau să vă spun sincer, eu am lucrat și la Sera Târgoviște, la Sera de Legume Târgoviște și mai ieșeam cu prietenii după programul când ieșeam la ora 5, mai ieșeam cu prietenii la un suc în oraș, la o bere, vă spuneam de restaurantul Dunărea, Puișor Dau și alte restaurante, Doi Brazi și multe restaurante, mai ieșeam că deja aveam 19-20 de ani și puteam să ies atunci, dar când era mai mic, nu era poie. Pentru că era minor și nu era voie. Dar în fond ieșeam la copitărie, la bulevard, acolo, la imediat acolo, la intrarea bulevardului, acolo, unde era și restaurantul Bulevard, un restaurant super frumos. Vreau să vă spun sincer că ieșeam la cofetărie acolo pe bulevard, era super frumos, era, mai erau și elevii, când veneau elevii la ora între 12 și 1 ieșeau elevii și era toată terasa de afară, full era. Iarna n-aveai loc să stai înăuntru, intrai la cofetărie acolo, mâncai o înghețată de aia, profiterol, ce bun era profiterolul ăla. Beai o citronadă, mâncai o prăjitură, mâncai torțurile alea altă dată și multe prăjituri de altă dată, prieteni. Bineînțeles că acolo, lângă cofetăria Bulevard, venea în stânga imediat vine restaurantul Bulevard și un pic mai în stânga, lângă blocuri acolo, păcut, în spate de tot, era un bar frumos, Femina îi spunea, era super, era micuț, dar era super frumos acolo, am fost și după 90, era super frumos. Așa îi spune, mi-aduc foarte bine, îi spunea Femina. Era plăcut, super frumos, prieteni. Prieteni, chiar dacă plouă afară, la o cafea, mai povestim de altă dată cu amintiri plăcute din tinerețea noastră, din viața noastră, din copilăria noastră, pentru că era super frumos, prieteni, am avut o copilărie frumoasă. Și când mă refer la copilărie, mă refer și când mergeam cu Colindu. Colinda mergeam la blocuri, ne dădeau oamenii bani și cu banii care îi strângeam sâmbăta și duminica mergeam la film, la Independența, Cinema Independența, Victoria Popular. Pe la cofetării, mi-aduc aminte, mergeam la cinematograful Victoria și imediat acolo, un pic mai în față acolo, era cofetăria Moca, cofetăria aceea Moca. Și acum e o cafenea, nu știu ce acum acolo, dar mi-aduc aminte că mă duceam în cam o prăjitură și acolo și pe intram la film, la Victoria. Multe filme bune am văzut și acolo și ne mai plimbam pe centru vechi, ne mai duceam pe la Muntenia, pe magazin, ne plimbam, urcam la toate etajele, până la etajul, ultimul etaj urcam, ne uitam la haine, la încălțăminte, ne plimbam, jos la Muntenia era alimentarea, ne duceam la alimentarea, ne luam câte un suc, ne luam câte ceva pe acolo, găseam dulciuri. După aceea mergeam la magazinul Romarta, la etajul 1 acolo, ne uitam la haine sport, erau tenis, erau Adidas, erau articole sportive, era corturi pentru vacanțe, când plecai în excursie, corturi, undițe, palete pentru tenis și multe de găseai acolo articole sportive pentru plecai în vacanțe și multe. Chiar dacă noi am avut o copilărie frumoasă, aveam unde să ne plimbăm, să ne ducem, erau alte vremuri, prieteni. Și de aceea e la o cafea, cred că o să vină și soarele mai târziu, sperăm. Și de multe ori când stau de vorbă cu voi aici, îmi aduc aminte și mai povestesc, că așa îmi place să mai povestesc tinerețea și copilăria noastră de altă dată, în care mulți dintre voi vă regăsiți, pentru că noi tineri de atunci așa asta făceam.
Ne jucam cu iarna cu Sania în parcare, în fața blocului, toată ziua, în vacanța de iarnă și când venea de la școală. Aruncam, puneam ghiozdanul acolo, mâncam ceva și de la joacă acolo cu vecinii de la bloc, cu vecinii de alte blocuri, în parcare. Era super frumos, pentru că făceam om de zăpadă. Ne jucam cu bulgări. Am avut o copilărie foarte frumoasă, prieteni. Și ne îngheța picioarele în bocanci aia cum aveam. Și stăteam acolo afară, l-am cu un colț de pâine și mâncam. Erau alte vremuri, dar vreau să vă spun sincer că era frumos. Da, prieteni, amintiri frumoase de altă dată, în care fiecare dintre voi vă regăsiți în aceste amintiri. Chiar dacă o să dureze azi un pic clipul mai mult, dar nu am ce face, mai beau cafea, mai stau de vorbă cu voi, vă mai reamintesc de copilăria de altă dată. Hei, prieteni, hai să ne mai aducem un pic aminte care îți mai aduce aminte, prieteni, care te duceai pe râul Ialomița și te scăldai și mergeam ba la barajul de rămat la Bolovani acolo, ba la podul Mihai Bravo, ba la Hume și mai era drumul Oaselor, toate zonele alea frumoase, prieteni, care noi le știm și mergeam și ne scăldam în toate vacanțele de vară, pentru că era super frumos. 3 luni de zile, prieteni, era vacanța de vară. Bineînțeles că în aia 3 luni venea toamna și ne duceam la cules de mere, de porumb, că așa era timpurile, mergeam, duceam și școală și culegeam roadele după câmpuri, dar era frumos, prieteni, mi-a luat aminte că mergeam la cules de mere, tot tineretul, noi copii ce culegeam mere și mâncam acolo, ci nici strângeam merele și le puneam în găleș și le puneam în box paleții aia mari, duceam acolo la mănăstire, la cules, la mănăstire, acolo, pe stânga, când te duci pe mănăstire. Prieteni, că de amintiri frumoase au fost altă dată, prieteni, dar era frumos, prieteni, era super frumos, era plăcut. Da, prieteni, amintiri plăcute de altă dată, super frumoase, de copilăria minunată de altă dată, prieteni. Sau mai e o chestie, prieteni, când ne duceam în parc la Chindia, știți că erau iernile alea mai grele și mi-aduc aminte, eu aveam o sanie mare, un vecin care a lucrat, nu mai mi-aduc aminte, lucra la o sălărie, parcă, și făcuse o sanie mare, el de, nu știu ce, a cărat el și cumpărase o mașină de spălat, nu mai mi-aduc aminte, televizor, nu mai știu ce făcuse. Și vecinul ăsta meu a folosit-o ce a folosit-o și mi-a dat 1000. Era o sanie, cred că de mare, cred că de 1 metru și. Normal, sanie era mică, sanie asta cred că avea 1 metru jumate, cred că avea. Era sanie mare de cărat, mi-a dat 1000 și noi copii, fiind acolo pe scară, ne jucam toți cu ele, trăgeam. Ne jucam prin parcare, ziceam un par la Chindia și mi-aduc aminte, am fost în par la Chindia, prietenul m-a dat de mai multe ori cu prietenii, cu vecinii de la bloc și de la acolo la intrare în parc, știți că cum intrați în parc la Chindia, nu erau porțile alea cum e acolo, intrai direct în parc, prieteni, și erau aleile alea două și de câte ori ne duceam în parc, ne deam pe prima alee din dreapta cu cobori, păi ne deam cu Sania de acolo, prieteni, și aluneca Sania, până dincolo de statui, pe aleile alea până aproape de lac, și aluneca Sania până aproape de lac, prieteni, că erau zăpezile mari și se formeau zăpadă. Și au lunecat țările, prieteni, pentru că era valea care coborai de sus și se ducea, prieteni, până dincolo de statuie aluneca. Sau când ne dădeam aproape de lac și vedeam persoane de-astea care aveau patine și se dădeau cu patinele pe lac. Eu, unul sincer să vă spun, n-am avut patine, dar mă uitam și eu la alții cum coboram pe lac și eu, ca toată lumea cum cuboroc, era gheața groasă, prieteni,
Când se formea o gheață groasă și toată lumea cu patine, cu alea, unii aveau patine, alții n-aveau și ne dădeam și noi copiii cu piciorul, cu bocancul și aluneca, că se formea o gheață groasă. Și ne dădeam și mai ales, prietenul meu, ți-ți aminte, bradul ăla care îl punea aproape acolo, la intrare în parc, acolo, jos, acolo, punea un braz mare, super frumos și punea instalația aia care era formată din becuri colorate și era formată din fasungurile alea mari cu becurile alea colorate și punea toată aleia de sus până dincolo de brad, o punea prieteni și ne dădeam cu sania cât de frumos era când vedeam blocul, vedeam globurile alea, becurile alea colorate, cât de frumos erau și bradul ăla mare cu multe jucării de-astea, jucării, cutii de-astea, cadouri, ce bucurie era pe noi, prieteni, ce frumos era. Și ne jucam cu bulgări, toți prietenii, cât de frumos era, prieteni, că ne cunoșteam, că nu ne cunoșteam în parc, cât de frumos era. Alte timpuri, alte amintiri frumoase, prieteni. Da, prieteni, da, foarte frumos era, era adevărată copilăria noastră, pentru că aveam jocurile noastre cum ne jucam. Și multe, multe, multe amintiri frumoase în care nu pot să vi le povestesc acum, că durează, durează mult de tot dacă v-aș povesti. Când mergeam la mănăstirea dealului, când mergeam la fabrica de biscuiți, prieteni, era frumos când mergeam la mănăstirea dealului și mâncam, mâncam pădearurile pe acolo și mâncam mere. Ne duceam sus la măicuțe acolo, la mănăstirea dealului și măicuțele ne chema la masă, ne dea să mâncăm. Ne duceam, na, fiind copii, întârziind pe acolo în vacanțe de vară, ne luau foame, că prima dată ne duceam pe gârlă, ne scăldam, după aceea, până după gârlă, după aceea ne duceam la nuci, mâncam nuci, a, pe cum eram pe mâini, prieteni, eram mâinile noastre negre de la coaja aia verde, că luam și spărgeam nuca și mâncam nuci. Până aproape de școală, când începea școala, erau mâinile noastre negre de la nuci. Erau nuci pe partea aia, când te duci pe gârlă, pe Ialomița, pe stânga, pe partea aia, când te duci pe Iaspa, acolo erau o grămadă de nuci. Noi mai luam pe acolo, mai adunam nuci, mai duceam și pe acasă, ne duceam la părinți nuci. Dar ne mai duceam la, dacă mi-aduc bine aminte, ne duceam până în mărăsirea dealului, era gara aia. Târgoviște Nord, parcă îi spune numic aminte. Târgoviște Nord, spre Ploiești, în partea aia, de la alea mănăstirii, când te duci pe la jumătatea alea mănăstirii, în calea ferată, pe stânga, să te duceai către gara aia, acolo, unde era CFR-ul de se descărcau vagoanele acolo. Și erau mere acolo, fructe, mere, prun. Și ne lăsau CFR-ii și de luam și noi mere de acolo, mâncam și luam în buzunare, luam în poală, unde puneam, unde nimeream, în buzunare și ne duceam la fabrica de biscuiți, le dădeam la femeile alea acolo, că era fabrica de biscuiți și erau geamurile jos la parte și ne duceam, erau și geamuri mari. Doamne, cât de frumos miresau biscuiții acalți. Ne duceam la femeile alea și le dădeam mere, prune și ne dădeau biscuiți, niște biscuiți calți, buni. Foarte buni erau biscuiții aia și după aceea de acolo cu biscuiții aia ne duceam tocmai la mănăstire, că noi cât am fost copii, dacă ne rugăm toată vara, păi de la ora 11 plecam prin parc la Chindia și toate zonele alea plecam pe gârlă, la nuci, până ajungeam la mănăstirea ta, acolo. Alergam toată ziulica, mai ajungeam seara, mai dădeam o tură în parc la Chindia până ajungem acasă sau mai era o chestie, ne mai duceam la filma, cinema, fotograful din parcul Chindia, multe filme bune am văzut și acolo, erau super frumos, prieteni, adevărată copilărie. Da, prieteni, cum v-am spus, cred că dacă v-aș povesti copilăria noastră, ar dura foarte mult, dar așa cât de cât, cât un pic, cât un pic, fiecare am văzut că vă regăsiți în aceste povești, pentru că noi tinerii
Așa făceam o vacanță de vară. Toată ziua iarna la Săniuș, vara ba pe la bunici, ba prin parc, ba pe la Priseaca, ba pe la Mănăstirea Dealul și multe locuri, prieteni frumoase, care noi le știm cu toții și mai ales că mai ieșeam pe la centru vechi, prin centru vechi, ba pe la cinematografele care erau odată, că n-aveai ce să faci altceva, n-aveai unde să te duci, dar era super frumos, prieteni. Și chiar am avut o copilărie super frumoasă, prieteni, pentru că era super frumos. Da, prieteni, cred că la mine pe scară, în micropatul unde am stat, cred că la mine pe scară, cred că eram 25-26 de copii, eram mulți copii pe scară. Și când ne adunam toți la scară acolo, cum erau băncile alea, că înainte banca la scară o făceam noi, nu făcea nimeni bănci, noi oamenii le făceam vecini. Și făceam băncile la scară din părinții noștri care făceau vecini care se adunau și făceau băncile, luau două scânduri de alea mari, una lată sus cu spătar sau dacă nu, bancă direct jos, nu mai făcea spătar cum e acum cu spătar. Înainte băncile la noi la scară erau alea care se știe dintr-o scândură lungă și cu doi stâlpi care susținea banca. Uneori o mai suda, uneori o ținea direct așa. Și când ne adunam la scară, băi, ce, mai avea loc să stea cineva decât noi copiii la bancă sau parcare era, jucam fotbal acolo, ba tenis cu mingea, bă, și multe chestii de-astea care noi ne jucam. Era nou jocul ăla cu 9 pietre, bă, multe mi-aduc bine aminte, ne jucam, cine-și mai aduce aminte, jocurile alea, când ne jucam cartoane cu lișia, puneam cartoanele acolo jos și dădeam cu lișa de la depărtare și dădeai, trebuia să dai în ele să le câștigi. Și dacă lăveai cartoanele alea, erau toate ale tale și fiecare punea acolo, eu pun atât, ăla pune atât, ăla pune atât, atunci și se strângea ta mai teancul. Și când dădeai cu lișa și le luai, erau ale tale tate. Mulți câștiga, alții nu câștiga, că trebuia să te duci la 15 metri sau 10 metri, 10 metri dacă mi-ar bine aminte, și de acolo de aici. Trebuia să numerești tot teancul ăla. Te-ai cu lișele lor, toate le iau atât. Sau mai erau figurinele alea de plastic, mi-ar aduc aminte când ne jucam pe figurine și multe, multe jocuri, prieteni, care erau jocurile alea care ne jucam noi atunci. Mai erau 9 pietre, mai multe, multe jocuri. Da, dar era frumos, prieteni. Chiar am avut o copilărie frumoasă. Da, prieteni, cam asta a fost pe ziua de astăzi, la câteva amintiri frumoase, cu povestiri frumoase de altă dată, pentru că altceva n-am ce să fac, aici la o cafea, la Foișor, pentru că afară plouă mărunt, și ca să nu stau degeaba, mai stau la povești cu voi, la niște amintiri frumoase, plăcute de altă dată, adevărate amintiri cu frumoase, cu amintiri plăcute, în care noi tineri de altă dată ne jucam în fața blocului, ne distram, era copilăria noastră, era super frumos, nu vreau să vă plictisesc, a durat cam mult clipul. Prieteni, vreau să vă doresc o zi superbă și o după amiază super minunată tuturor.